CSM Târgu Jiu a început excelent drumul în Cupa României Fan Curier Feminin ediția 2021-2022. Echipa pregătită de Liviu Andrieș și Andrei Enache a trecut fără probleme de Universitatea de Vest din Timișoara, scor 33-26, și s-a calificat în faza următoare a Cupei României. Da, știam că este un meci la discreția noastră, ne-am dorit ca din acest meci să nu se întâmple să avem alte accidentări, din fericire pentru noi am reușit, din păcate pentru echipa oaspetă s-a întâmplat un caz, s-a lovit o fată, nu este din vina numărirea, a căzut singură. Una peste alta, da, un meci pe care l-am controlat, un meci în care am dat minute tuturor jucătorilor care n-au prea avut minute în acest campionat. Suntem bucuroși de calificare în turul următor și vom vedea pe parcurs ce vom face și în următorul tur. Jucătoarele au avut emoții, însă au trecut cu bine peste prima confruntare. Și o nouă victorie. A fost un meci bun, am controlat de la început până la sfârșit. O nouă victorie care aduce moralul echipei și îl ține cât mai sus. A fost un meci bun. Partida de astăzi a fost una nici prea grea, nici prea ușoară. După cum s-a văzut pe teren, am muncit toate de la cap la coadă. CSM Târgu Jiu va juca în faza următoare din Cupa României pe 12 februarie cu învingătoarea din partida CSM Roman, CS Activ Prahova Ploiești.